Ora 11. În ultima lună, benzina și motorina s-au scumpit cu aproximativ un leu pe litru. Adică de două ori mai mult decât valoarea compensării oferită de autorități, 50 de bani pentru fiecare litru de carburant. Cum au evoluat prețurile la pompă, ne arată jurnalistul Digi24, Ana Maria Păun. Bine v-am găsit, prețurile carburanților au început să crească în urmă cu o lună, pe data de 7 octombrie mai exact. Dar haideți să privim împreună pe câteva grafice, să facem câteva calcule, să vedem exact care sunt diferențele. Luăm mai întâi cazul benzinei și vedem că pe data de 7 octombrie un litru de benzină se vindea cu 6 lei și 13 bani. Pe 23 octombrie trecea de pragul de 7 lei, pentru ca ieri un litru de benzină să se vândă cu 7 lei și 13 bani. Facem rapid un calcul, vedem că diferența este de 1 leu față de luna trecută în cazul benzinei. Mergem mai departe și vorbim despre motorină. În acest caz, vedem că pe 7 octombrie un litru de motorină costa 7 lei și 63 de bani, pentru ca ieri să coste, spre exemplu, în jur de 8 lei și 53 de bani. Asta înseamnă o diferență în ultima lună de 87 de bani pentru fiecare litru. Haideți să calculăm și cât dau șoferii în prezent pentru un plin de combustibil și luăm cazul unui rezervor de 45 de litri și, spre exemplu, al unui șofer care are o mașină pe benzină. El plătea pe 7 octombrie 275 de lei, acum plătește 320 de lei. Asta înseamnă că dă cu 45 de lei mai mult. Dacă mergem mai departe și vorbim despre un șofer care are o mașină pe motorină cu același rezervor de 45 de litri, el plătea pe 7 octombrie pentru un plin 343 de lei, acum plătește 382 de lei, adică cu 40 de lei mai mult lasă la pompă la fiecare alimentare. Foarte important de menționat este că toate prețurile și calculele au fost făcute și analizate având în vedere acea compensare cu 50 de bani pentru fiecare litru de carburant, măsură care rămâne valabilă până la finalul anului.